iată, vă oferim prilejul să vă exprimați opiniile, punctele de vedere după partidă și alături unul de altul. Să începem, nu? Cu oaspeții voștri. Ce să spun despre partea, în primul rând aș vrea să-l felicit pe capitanul echipei din Ion Andone pentru împlinirea vârstei de 30 de ani și să vorbesc despre meci. A fost un meci normal, cum au fost toate celelalte între Steaua și Dinamo, un meci echilibrat care s-a jucat pe munche de cuțit, dar până la urmă sper că a plăcut spectatorilor. Noi nu ne-a mai rămas decât să jucăm în continuare pentru câștigarea campionatului și să urăm succes echipei Dinamo în Cupa Cupelor miercuri în partida de la Titogra. Ion Andone, într-adevăr, felicitări pentru cei 30 de ani de astăzi. E un gest pe care îl facem în numele tuturor iubitorilor fotbalului și al simpatizanților echipei Dinamo. Toate meciurile care le-am jucat de când sunt la Dinamo contra lui Steaua au fost toate așa, au fost pe muche de cuțit. Toate au fost echilibrate, indiferent de scorul care s-au terminat. Oricare din echipă putea câștiga. Îmi pare rău că n-am câștigat de ziua mea. Poate am putea spune că a câștigat naționala, a câștigat fotbalul românesc.